Continuăm studiul cărții Apocalipsa cu capitolul 7 de data aceasta. Ne întoarcem la ultima afirmație a capitolului 6 pentru a înțelege despre ce vom vorbi de data aceasta. Întrebarea cu care s-a sfârșit capitolul 6 a fost: cine va putea să stea în picioare în vremurile acelea de necaz? Suntem aproape de vremurile de necaz și trebuie neapărat să știm cum vom sta în picioare. Capitolul 7 ne arată cine vor fi aceia care vor putea să reziste în perioada care va precede revenirea lui Isus. Și vă invit să citim acest capitol, după care să ne oprim la detaliile pe care le vom găsi aici. După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vă tăme pământul și marea, zicând: nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiți: 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Din seminția lui Iuda, 12.000 erau pecetluiți. Din seminția lui Ruben, 12.000. Din seminția lui Gad, 12.000. Din seminția lui Asher, 12.000. Din seminția lui Neftali, 12.000. Din seminția lui Manase, 12.000. Din seminția lui Simeon, 12.000. Din seminția lui Levi, 12.000. Din seminția lui Isahar, 12.000, din seminția lui Zabulon, 12.000, din seminția lui Iosif, 12.000, din seminția lui Beniamin, 12.000 au fost pecetluiți. După aceea, m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini. Și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu. Și au zis: amin, a Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde vin? Doamne, i-am răspuns eu, tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete. Nu îi va mai dogorî nici soarele, nici vreo altă arșiță. Căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor. Îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Întâlnim aici mai multe simboluri. Întâlnim patru îngeri care țin patru vânturi.
Acești patru îngeri sunt uneltele divine care sunt prezente în lume pentru a ține pe loc forțele răului, până când sigilarea copiilor lui Dumnezeu va fi terminată. Găsim patru colțuri. Aceste colțuri reprezintă unitatea întregului pământ. Aceste evenimente se desfășoară pe întreg pământul. Cele patru vânturi sunt prezente în Scriptură în mai multe situații, vânturile, ca fiind puncte cardinale, cele patru puncte cardinale. În acest context însă, cele patru vânturi reprezintă forțele destructive care sunt folosite pentru a distruge pământul. În acest caz, răul pe care îngerii lui Dumnezeu îl opresc sunt forțele răului folosite de Satan pentru a distruge pământul. Pământul, marea, copacii reprezintă totalitatea elementelor implicate în acest conflict, în aceste situații. Și Dumnezeu are grijă ca toate să fie protejate și ținute la locul lor, până când copiii lui Dumnezeu sunt cu toții așezați în siguranță de partea lui Dumnezeu. Ce înseamnă pecetea pe care îngerul de la răsărit vine să o pună pe frunțile copiilor lui Dumnezeu? Îngerul de la răsărit simbolizează trimisul lui Dumnezeu. Este răsăritul, înseamnă locul de unde sunt trimise mesajele din partea lui Dumnezeu către pământ. Ce înseamnă pecetea? Unde regăsim pecetea în istorie? Pecetea era menită să reprezinte proprietarul obiectului respectiv. Pecetea conținea numele proprietarului, teritoriul acestuia și autoritatea cu care pune acel semn pe obiectul indicat. Care este pecetea pe care Dumnezeu o pune pe frunțile copiilor lui? Găsim în Cartea Apocalipsei specificat care este acest sigiliu. Îl vom întâlni ulterior în capitolele pe care le vom studia mai târziu. Însă, în acest context, amintesc faptul că porunca a patra din Decalog este sigiliul lui Dumnezeu. Respectarea tuturor poruncilor este cerută de Biblie. Însă porunca a patra este cea care specifică cine este creatorul, care este teritoriul asupra căruia el domnește și care este autoritatea lui. Cine primește această pecete pe frunte? Această pecete confirmă calitatea caracterului celui care vor primi semnul pe frunte. Caracterul pe care îl au copiii lui Dumnezeu este reprezentarea caracterului lui Dumnezeu. Atunci când oamenii ajung să se asemene cu Dumnezeu, sunt gata să primească pe frunte pecetea viului Dumnezeu. Și sigilarea, timpul acesta în care sunt puși deoparte cei care l-au ales pe Dumnezeu, este timpul de pregătire al copiilor lui Dumnezeu pentru a sta în picioare în timpul evenimentelor viitoare. În o altă carte, într-o altă carte profetică numită Ezechiel, la capitolul 9, este prezentată pe larg etapa aceasta a sigilării. O puteți studia căutând cartea lui Ezechiel, capitolul 9. Câți primesc pecetea? Este dat numărul în capitolul acesta, este vorba despre 144.000. Dumnezeu a avut întotdeauna reprezentanți pe pământ. L-a avut ca reprezentant pe Noe, l-a avut pe Moise, pe Avraam, a avut poporul Israel până la nașterea lui Iisus Hristos pe pământ și până la crucificarea lui. Iar în ultima parte a istoriei pământului, 144.000 de oameni vor reprezenta caracterul lui Dumnezeu
înaintea întregului pământ și vor avea un caracter curat, fără pată. Vom găsi în Cartea Apocalipsei și alte pasaje care descriu curăția acestor oameni. De ce 144.000? Găsim în multe locuri în Biblie folosită cifra 12. 12 fii ai lui Iacov, 12 seminții ale lui Israel, 12 apostoli, 12 temelii ale cetății sfinte, 12 porți. Este un număr care în contextul acesta este un multiplu al lui 12, 12 ori 12.000. Cine sunt acești 144.000? Sunt copiii lui Dumnezeu din Biserica Creștină a ultimei perioade a istoriei Pământului. Acești oameni vor sta în picioare, vor fi protejați de nenorocirile care vor veni, vor fi primiți în cer și sunt fără vină înaintea lui Dumnezeu, nu pentru că n-au păcătuit niciodată, ci pentru că l-au ales pe Iisus Hristos ca miel care să le ridice păcatele și care să-i îmbrace în neprihănirea lui. Găsim aici și simbolul hainelor albe spălate în sângele mielului. Și mai găsim o mare gloată îmbrăcată în haine albe, curate, spălate de asemenea în sângele mielului. Această mare gloată îi reprezintă pe cei credincioși care au trăit pe pământ în timpul desfășurării istoriei acestui pământ. De la neprihănitul Abel, de la Adam până la ultimul credincios care a trăit pe pământ, cu toții vor fi prezenți în Împărăția lui Dumnezeu. Găsim un lucru interesant la sfârșitul capitolului 7. Faptul că cei mântuiți vor sta zi și noapte în templul lui Dumnezeu, vor bea din izvoarele apei vieții, nu vor mai avea lacrimi în ochi și vor aduce slavă lui Dumnezeu în continuu. Avem două variante. Avem o variantă fie să îl alegem pe Dumnezeu și să avem parte de viață, să alegem totul, sau avem posibilitatea să nu îl alegem pe Dumnezeu și să pierdem totul. Dumnezeu este sursa vieții, alegându-L pe El, vom trăi veșnic. Îndepărtându-ne de Dumnezeu și alegând altă cale decât cea pe care o spune Dumnezeu, suntem despărțiți pentru totdeauna de sursa vieții. Avem posibilitatea încă să facem alegeri, acceptând biruința asupra păcatului prin neprihănirea lui Iisus Hristos. El este mielul lui Dumnezeu. În Apocalipsi este reprezentat de multe ori ca miel, pentru că El și-a dat propriul sânge ca să plătească păcatul. Avem posibilitatea să-L acceptăm pe El ca plata păcatelor noastre, sau avem posibilitatea să păstrăm păcatele noastre și să plătim noi înșine pentru ele. Avem posibilitatea să fim îmbrăcați în neprihănire și să renunțăm la tot ceea ce înseamnă păcat și răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Avem posibilitatea să fim biruitori pentru totdeauna și să fim protejați în timpul evenimentelor care vor precede revenirea lui Iisus Hristos și care vor însemna o distrugere totală a acestui pământ. Încă avem timp să facem alegeri. Și vă invit să deschideți Biblia și să studiați pentru dumneavoastră care este oferta lui Dumnezeu pentru cei care doresc să îl aleagă. Și vă invit să faceți lucrul acesta cu toată inima, pentru că este câștig veșnic.